Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o ediție specială transmisă de la Oradea, mai exact din Sinagoga Mare Ortodoxă Hevra Sas. Oradea este orașul în care, în perioada interbelică, locuiau în jur de 30.000 de evrei. Aceștia au contribuit decisiv la dezvoltarea edilitară a orașului și administrația locală a dorit să se revanșeze, să-și arate recunoștința. Astfel încât aici s-au reabilitat sinagogile, s-a înființat muzeul istoriei evreilor din Oradea și din județul Bihor și în fiecare an au loc evenimente pentru comunitatea evrească. Oradea este și prima destinație de anul acesta pe care excelența sa, domnul ambasador David Saranga, o vizitează. Și vreau să vă spun că sunt extrem de onorată pentru că în acest moment domnul ambasador se află alături de mine. Bună ziua, bine ați venit la Oradea! Mulțumesc, bine v-am găsit! Domnule ambasador, vreau să vă întreb cum ați ales Oradea ca primă destinație de anul acesta? Eu cunosc foarte bine pe președintele comunitatea evreiască, domnul Koppelman. Ne cunoaștem de mai mult de 20 de ani, din primul mandat care am avut aici. Și în ultimii ani, mai ales după ce am devenit ambasador, mi-a invitat să vin să ved Oradea. Mi-a povestit despre activitatea care există aici, în comunitatea, m-a povestit mult despre orașul, am știut despre istoria ale Oradiei și din acest motiv am decis că e timpul să vizitez Oradea. Ați avut o zi intensă astăzi, pentru că ați avut mai multe locuri de vizitat. Ce v-a impresionat cel mai mult până acum? În primul rând m-a impresionat cum autoritățile din Oradea recunosc ce au contribuit evrei în Oradea. Faptul că în orice întâlnire, fiecare personalitate care cu care m-am întâlnit, a vorbit despre istoria evreilor în Oradea și despre faptul că lumea trebuie să știe despre ce s-a întâmplat. M-am întâlnit cu primarul, m-am întâlnit cu prefectul, m-am întâlnit cu președintele Consiliului Județean și am căutat moduri de cooperare între Israel și între Oradea sau județul Bihor. Și faptul că există această istorie, faptul că lumea recunoaște această contribuție enormă care a avut comunitatea, cred că este o bază foarte bună pentru cooperare. Mai ales, am auzit mult despre arhitectura de Art Nouveau care există aici în Oradea și e prima dată care am vizitat și fiecare palat care am vizitat, fiecare clădire care am vizitat mi-au povestit despre cine era proprietarul, despre istoria și în majoritatea din acest cazuri proprietar era evreu sau arhitectul era evreu și așa mai departe. Este chiar singurul oraș din România înscris în rețeaua Art Nouveau și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Dar aș vrea să vă întreb dacă felul în care Oradea arată astăzi și din punct de vedere al felului în care se arată recunoștința față de poporul evreu îi poate determina pe evreii din Israel să se reîntoarcă aici? Sunt foarte mulți care au plecat din Oradea. Vă referiți să se întoarcă pentru o vizită? Să se întoarcă poate chiar definitiv. Să se întoarcă asta pentru... Asta nu o să se întâmple. Și o să explic. Un evreu care pleacă dintr-o țară, nu numai din România, și din alte țări, dacă el pleacă în Israel, pleacă în mod definitiv. Pentru un evreu care hotărăște că vrea să trăiască în Israel, asta înseamnă o hotărâre pentru viața. Bineînțeles că poate să se întoarcă, dar cazuri în care evrei care au venit în Israel sau care au migrat în Israel și s-au întors, este zero, ca și cum este zero. Așa că nu cred că evrei care au plecat din Oradea o să se întoarcă. Dar, în același timp, există această posibilitate că lumea care a plecat de aici sau care a plecat din zona să vină să vizitează și asta este ceva care România trebuie să promovă.
Deci, din punct de vedere al turismului, foarte mulți români au vizitat Israelul anul trecut. Chiar dumneavoastră spuneați că au fost undeva la 100.000 de români care au vizitat Israelul. Exact. Și câți evrei au venit să viziteze România? Israelienii sunt al doilea grup de turiști care vin în România. Primii sunt nemți și după nemți sunt israelieni. Vorbim cam despre mai mult de 300.000 de israelieni care vin fiecare an din Israel în România. Fiecare săptămână avem 60 de zboruri care leagă Tel Avivul cu România. Așa că sunt mulți israelieni care vin și aici există un potențial mare. Care sunt criteriile care, sau în funcție de care evreii pleacă, să spunem, din Israel și doresc să viziteze, dacă spuneți că niciodată nu vor pleca definitiv să se stabilească în alte țări sau dacă există această posibilitate, ea este destul de redusă, dar care sunt criteriile în funcție de care aleg țara pe care doresc să o viziteze? De exemplu, dacă ne uităm la vecinii noștri apropiați, Ungaria, este o țară spre care evreii se îndreaptă foarte mult chiar dacă se cunosc sau sunt cunoscute anumite derapaje extremiste în această țară. De curând am discutat cu prim-ministrul României, domnul Ludovic Orban, prezent în Polonia, la Auschwitz, la ceremoniile de comemorare a victimelor Holocaustului, la împlinirea celor 75 de ani de la eliberarea lagărului nazist, și dumnealui spunea că România este o țară în care antisemitismul nu există. Și de aceea vă întreb, cum aleg evreii țara spre care se duc, pentru că am dorit să-i atragem mai mult în România și cred că acesta este și unul dintre scopurile dumneavoastră. Ce ar trebui făcut pentru ca ei să aleagă mai mult România decât celelalte țări? Un turist israelian care pleacă în străinătate pentru o vizită, pe el nu le interesează politica. Pe el le interesează să fie un loc frumos, să fie un loc interesant, să fie relativ ieftin, să fie condiții bune. Și cred că România răspunde într-un mod pozitiv pe toate criteriile care am numărit. Ce trebuie România să facă este să promoveze România în Israel într-un mod mai activ. Fiindcă sunt multe destinații unde israelieni pot să meargă. Și știți că concurența este mare. Dar cred că România are tot potențial pentru a fi o destinație superbă pentru israelieni. Așa este, dar ei țin cont și de comunitățile de evrei pe care le regăsesc în țările respective, bănuiesc. Nu neapărat. Dacă există o comunitate evreiască, mai ales dacă vorbim despre Oradea, dacă israelieni știu că există aici o activitate evreiască, că sunt 3 sinagogi care erau renovați, că este aici un restaurant unde se poate mânca mâncarea kasher și există și istoria interesată și un muzeu, asta este, lucrurile respective au valorile adăugat pentru această destinație. Și are o mai mare importanță acest aspect decât aspectul politic. Bineînțeles. Chiar dacă, de exemplu, revenind la exemplul pe care vi l-am dat mai devreme cu vecinii noștri, acolo, la nivel de politic, evreii nu sunt recunoscuți ca și minoritate, adică nu au reprezentare în Parlament. Între 13... Și poate cumva empatizează din acest punct de vedere cu comunitățile din țările pe care doresc să le viziteze. Nu, asta nu are nicio legătură. Fiecare israelian care pleacă, pe el le interesează interesele ca un turist. Și interesele ca un turist, asta înseamnă să fie infrastructura bună, să fie condiții bune, să fie prețul, să fie rezonabil și să se simte bine. Astea sunt scopurile de fiecare turist și România poate să oferă tot criteriile care am
spus. Și este clar că dumneavoastră, prin aceste vizite pe care le faceți în țară, discutați și aceste aspecte la nivel de administrații locale, pentru ca împreună să se creeze astfel de condiții și în acest fel, bineînțeles, cei din Israel, evrei din Israel, să ne viziteze mai des și într-un număr mai mare țara. Nu numai asta, și ambasada și eu într-un mod personal o să promovăm Oradea și tot ce are de a oferi prin rețele sociale, prin Facebook, prin Instagram și așa mai departe, fiindcă multe lumea urmărește, mai ales lumea care are un interes în România, urmărește pe ambasada, urmărește pe mine ca ambasador, așa că o să promovăm și județul Bihor și Oradea. Așa este și noi vă urmărim și vă mulțumim că răspundeți de fiecare dată prompt invitației TVR Cluj. Asta e o dovadă încă o dată în plus că doriți să arătați țara, doriți să arătați potențialul ei și doriți să păstrăm aceste legături, legături diplomatice neîntrerupte de altfel, dar care trebuie să existe și pe viitor. Înainte să trecem însă mai în concret la legăturile economice care există în acest moment între România și statul Israel, vă mai întreb ce părere aveți despre acest muzeu al istoriei evreilor din Oradea. Ce părere aveți despre această inițiativă de a deschide aici la Oradea un astfel de muzeu? Este o inițiativă foarte importantă, fiindcă generația nouă, tineri, trebuie să vadă ce s-a întâmplat aici în trecut. Numai prin educația și numai prin muzeele de acest gen, lumea poate să învață despre trecut. Așa este și la nivel de turism, să știți că foarte mulți dintre turiștii care au vizitat orașul Oradea au avut ca și punct de reper acest muzeu al evreilor, ceea ce este foarte important. Revenim la aceste interese bilaterale economice. Despre ce vorbim în concret acum, atunci când ne referim la relațiile economice între România și statul Israel. Echipa TVR Cluj a fost prezentă cu ocazia caravanei România-Israel în Israel. Vreau să vă spun că am fost mai mult decât încântați să descoperim această țară și ne minunam din moment în moment. Era fascinant cum descopeream că din piatră seacă, acolo se face agricultură. Acolo poporul evreu, ceea ce mănâncă, mănâncă în proporție de 95% din producție proprie. România, pe de altă parte, este o țară care beneficiază de posibilități vaste în ceea ce privește agricultura, adică avem, suntem binecuvântați cu o natură extrem de ofertantă, să spun. Cum ați reușit și cum putem să învățăm de la dumneavoastră? Cum putem să schimbăm, nu știu, strategii în acest sens? Eu cred că ce trebuie să selectăm sunt domeniile în care putem să colaborăm. Domeniile în care Israel are această valoare adăugată și în care putem să cooperăm. Și o să vă spun în ce domenii putem să facem această cooperare. În primul rând, vorbim despre agricultura, cum ați spus. Experiența care noi avem e unde am reușit să devenim ce suntem astăzi în acest domeniu. Este un domeniu care avem multă experiență și cred că România poate să beneficiază din această experiență. Încă un domeniu care e legat de primul este a amenaja apei. Știți, când am vizitat în Delta Dunării și am văzut cantitatea de apă care România are și care care în sfârșit merge și curge la Marea Neagră, am zis ce țară binecuvântată este. Noi, dar important este nu cantitatea de apă. Important este să știm cum să amenajăm apa. Și în acest domeniu avem multă experiență. Încă un domeniu în care putem să colaborăm este în domeniul de tehnologie, de IT, fiindcă
capital uman aici în România e foarte înalt. Încă un domeniu care e legat de IT este cyber security. Anul acesta, Israel a semnat un MOU, un Memorandum of Understanding, între Israel și România, în care Israel vrea să împărtășească această experiență care noi avem în domeniul de securitate cibernetică. Așa că și în ultimul rând, încă un domeniu care este foarte important, este tot ce este legat de medicină. Israel e o țară foarte avansată când vorbim despre dezvoltată, când Israel e foarte dezvoltată atunci când vorbim despre medicină și cercetarea medicală și cred că și în acest domeniu putem să colaborăm. În mod cert, acestea sunt trei dintre domeniile în care statul Israel este fruntaș și am putea să împărtășim. Dar, în concret, cum s-ar face aceste legături? Ați vorbit de securitatea cibernetică. Există interes din partea companiilor din Israel să vină în România și să deschidă sedii aici, să facă afaceri în România? Vorbim despre o piață liberă. Dacă condiții aici există, atunci investitor israelien o să vină. Faptul că astăzi vedem că sunt companii din Israel care sunt active aici în România, asta înseamnă că condițiile există. E noi, la noi în ambasada, dacă un om de afaceri israelian sau o companie se interesează ce și cum, pentru asta suntem acolo. Dar ambele părți trebuie să facă această activitate. În domeniul universitar, știu că Oradea este într-adevăr prima destinație de anul acesta, dar continuați șirul vizitelor și veți ajunge și la Cluj-Napoca. Iată, Facultatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, facultății îi sunt recunoscute diplomele de către statul Israel și chiar pe perioadă nedeterminată. Cum s-ar putea face aceste recunoașteri și în alte orașe pentru ca colaborarea, schimburile de experiență să aducă tot mai mulți studenți din Israel în România, iar noi să trimitem acolo la dumneavoastră la fel de mulți studenți? Acum sunt mulți studenți din Israel care învață în Cluj și aici în Oradea și în alte locuri în România. Eu văd asta într-un mod foarte pozitiv, fiindcă dacă cineva vrea să devină un medic în Israel și nu poate, fiindcă numărul de studenți în medicină în Israel e foarte mic, atunci lumea poate să vină aici, să învață aici, să se întoarcă în Israel, să facă examene și să devină medic în Israel. Așa că eu cred că trebuie să ținem această cooperare în domeniul academic, mai ales în acest domeniu de medicină, fiindcă există cererea în Israel pentru medici care au studiat în străinătate, în Israel. Vreau să vă întreb despre întâlnirea între guverne pe care o planificați pentru anul acesta. Clar aveți în vedere anumite puncte pe care doriți să le discutați la această întâlnire. Despre ce ar fi vorba și dacă, nu știu, criza cu care se confruntă în acest moment Israel din punct de vedere, nu știu, al alegerilor, ar afecta relațiile bilaterale dintre cele două guverne? În niciun mod, fiindcă relațiile bune între Israel și România nu au nicio legătură cu ce partid este în putere. Vorbesc despre Israel și vorbesc despre România. Asta este ceva foarte pozitiv. Faptul că tot nivelul politic în Israel știe că România este o prietenă adevărată al Israelului, puteți să vedeți, săptămâna trecută am însoțit pe președintele Iohannis când a fost în Israel și am participat și la întâlnirea care a avut cu președintele Israelului și în convorbirea care a avut cu Netanyahu
și la întâlnirea care a avut cu Benny Gantz, care este șeful al partidul cel mai mare care este acum în opoziție. Și în orice întâlnire, în orice convorbire, prietenia care ambele părți au arătat era o prietenie foarte strânsă. Așa că nu are nicio legătură ce partid este în putere, dar e adevărat, de două ori partea israeliană a amânat această întâlnire de guvern, de G2G, din cauza problemele politice care noi am avut, domestice care Israel a avut, dar eu cred că atunci când o să avem un guvern, și pe 2 martie mergem încă o dată la alegere, dar eu cred că atunci când o să avem un guvern stabil, România o să fie între primul loc care guvernul israelian o să facă întâlnire de guvern. Domnule ambasador, pe finalul discuției v-aș întreba și despre planul de pace, strategii pentru Orientul Mijlociu. Știu că vă preocupă această problemă în aceste zile. Iată, este primul plan acceptat de către statul Israel. Cum credeți că va fi implementat? Cum va reuși el să fie implementat, acest plan de pace? Știți, la noi se spune că avem nevoie de 2 pentru tango. Asta înseamnă că e adevărat că partea israeliană, că Israel a primit într-un mod pozitiv planul de pace care a venit din partea președintele Trump. Dacă vorbim despre ultimii 10 ani, asta este singurul plan care americanii au pus pe masă, au lucrat despre el destul de mult, 3 ani, și noi credem că planul respectiv a luat în calcul tot ce Israel cere în acest domeniu de securitate, fiindcă aspectele de securitate sunt cel mai importante pentru noi atunci când vorbim despre un plan de pace. Și faptul că administrația de acum în Statele Unite a luat în calcul asta arată că s-au gândit la acest plan care au prezentat. Eu sper, nu știu dacă așa o să fie, dar sper că și partea palestiniană o să accepte planul respectiv. Domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru interviul de azi. Nu trebuie să vă spun eu faptul că sunteți apreciat în primul rând ca om și mai apoi ca și ambasador. Am văzut la fiecare întâlnire de-a dumneavoastră cu câtă admirație vă priveau cei din jur. Mult succes în tot ceea ce faceți și să rămână prietenia aceasta frumoasă între cele două state. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Numai bine!